One Magic FM. Un eveniment al primăriei municipiului Constanța. Bună seara, România! Bună seara de la Constanța! Suntem cu Mandinga! Bună, bună! Mandinga au sosit să facă show la One Festival. Cum vă simțiți? De asta am venit, să facem show, să ne distrăm cu toată lumea, să facem un pic de latino, să vă aducem vibe-ul latino. Da, ne place latino, sincer, suntem, cum să spune, fierți pe latino. Cum vă simțiți în formula asta? Foarte bine, eu mai ales. Ești răsfățata grupului, nu? Puțin de tot. Da, eu fericită. Uite, am niște întrebări de pe la ascultători, de la ascultătorii de Magic FM. Există conflicte în trupa Mandinga? Nu prea. Acum știi cum e, de obicei mai sunt mici contradicții, poate la repetiții, că unul are o idee, altul alte idee, dar în principiu nu ne certăm. Cine e cel mai împăciuitor din grup? Ciubi. Da, nu e acum. Ah, dar nu e aici. El este atât de împăciuitor încât a zis, băi, vă las decât să mă enervez. Nu vreau să mă enervez. Ați avut vacanță vara asta? Deocamdată nu prea. Că se știe că în industria asta de muzică, perioada mai aglomerată cu munca e vara. Crăciun, așa că acum e vara la munca. Da, voi îl așteaptă pe Moș Crăciun să le dea o vacanță. Asta e șmecheria, am înțeles. Deci vara trebuie să muncească Mandinga. Suntem foarte fericiți, așa că e un fel de că tot anul e vacanța. Suntem fericiți. Înainte de noi, pe unde ați mai avut concert? Weekendul trecut am avut vacanță. A fost la Brăila și la Turnul Severin. Uite, cineva mă întreba dacă vrei să rămâi definitiv în România. Păi, cine știe? Deocamdată nu signu. Eu am venit aici, am rămas. Tipitul tău e român? Da, așa și ce. Am înțeles. Deci e clar. Rămâne în România. Breaking news. Cine spune un moment magic trăit în ultima perioadă? Dacă vrei un moment magic, îl vom trăi chiar astăzi, pentru că diseară, la finalul concertului, vom cânta în premieră noul nostru single pe care vom lansa la finalul lunii. Cum se numește? Linia Sinceră. Și este prima dată, nu l-am cântat până acum niciodată. Este prima dată care cântăm aici în premieră. Și aveți emoții? Că eu sunt curios. Aici la voi, inclusiv aici la Magic. Wow, mulțumim tare mult! Suntem super încântați și onorați! Și mai aveți emoții așa când lansați un cântec nou? Sunt curios. Tot timpul avem emoții, că știi că e ca un copil pe care îl crești, îl faci și de fiecare dată când e prima dată, tot timpul avem emoții. Tot timpul ne place să fim în contact cu publicul și mai ales când ne vedem că reacționează, tot timpul e un moment de emoție. Și să înțeleg că hitul verii se lansează așa mai pe final, mai prin învăluire cumva. Acum știi cum e, de câțiva ani nici nu mai e hit, e vara, e toamna, iarna, piesele se lansează, că se lansează foarte multă muzică și acum când ai o piesă o lansez. Nu. Și nici vremea nu mai e ce a fost, acum s-au schimbat anotimpurile, cine știe, vine Moș Crăciun în bermude. Da, exact. Ok, păi băieți, mulțumesc tare mult! Mulțumim. Felicitări, spor cu noul single, deci abia așteptăm să-l ascultăm și succes pe scenă, o să intrați, o să deschideți. Da, abia așteptam, eu abia aștept. Ok, mulțumim! One Festival!